Direcția sanitar veterinară din Călăraș a confirmat cazuri de pestă porcină africană în mai multe exploatații non-profesionale de suine din localitatea Perișorul și Ciocănești. De asemenea, au fost identificate cazuri de mistreți infestați în 11 fonduri de vânătoare. În această situație se impune conștientizarea tuturor deținătorilor de animale, în special suine, cât și a agenților economice agricoli pentru prevenirea răspândirii virusului pestei porcine africane prin mijloacele de transport și eliminarea sursei virale reprezentată de carcasele mistreților morți. A fost stabilită zona de protecție pe rază de 3 km în raport cu focarele localizate în Ciocanești și Perișorul și zona de supraveghere pe rază de 10 km care include localitățile Bogata, Rasa, Gălățui, Alexandru Dobescu, Boșneagu, Dorobanțu, Vărăști, Tudor Vladimirescu, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă. Autoritățile atrag atenția că în aceste localități este interzisă circulația suinelor, produse și subproduse provenite din acestea și a gunoiului de grajd tuturor societăților comerciale agricole le revine obligația de a efectua operațiuni de dezinsecție, dezinfecție și de deratizare. În cazul în care pe terenurile agricole sunt identificate carcase de mistreți, chiar și în stare de putrefacție, se va notifica imediat de SVSA Călăraș.